Bună ziua! Invitatul meu de astăzi este cunoscut mai ales ca dansator, dansuri populare, instructor de dansuri populare, apicultor, maestru de ceremonie la nunți, dar și multe altele. Un adevărat simbol pentru Comuna Dumbrăvița, Balint Ioșca. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc că ai făcut timp pentru noi, un podcast de Dumbrăvița. Suntem la început și am vrut să invităm persoane importante pentru Comuna Dumbrăvița și cred că nu exagerez dacă spun că ești un simbol pentru Dumbrăvița, pentru că dacă mergem prin Timișoara sau chiar prin județ, prin Banat și întrebăm, spunem că suntem din Dumbrăvița, cred că greu găsim oameni care să nu fie auzit de Balint Ioșca. Mulțumesc pentru apreciere. Da, mi-am început cariera de dansator amator la Dumbrăvița, dar printre altele am mai dansat și la formațiile din Timișoara. Atunci tu erai dumbrăvițean sau timișorean? Cum ai venit? Tu nu te-ai născut în Banat, ești vii din Secunda. Vin din județul Harghita. Părinții mei prin anii 65-70, găsind modalități de lucru mai bine aici, s-au mutat la Dumbrăvița. Aici au construit o căsuță unde la 3 anișori am venit și eu de la bunici. Și de atunci locuiesc în Dumbrăvița, școlile le-am terminat în Timișoara, unde am avut primul contact cu dansurile populare, cu fosta formație de la Timișoara, formație de dansuri maghiare Rezeda. Ulterior am terminat școala populară de artă și am dansat și la formația de dansuri românești a Casei Tineretului. Am colaborat cu formația de dansuri germane Rosmarin. Am avut colaborare și cu formația de dansuri sârbești Zora, unde am învățat câțiva pași pe scenă, n-am dansat cu ei, dar am învățat multe lucruri interesante de la formațiile. Deci cel puțin patru tipuri de folclor, de naționalități ai bifat, să spunem așa. Le-am încercat. Mm-hmm. Am încercat măcar pașii de bază să-i învăț și luând în considerare că sunt foarte multe evenimente, nunți, unde particip ca și giver, ca și vornic sau cum se spune. Maestru de ceremonii. Da, maestru de ceremonii, da. Ca să treacă timpul ok și în favoarea mea, e bine să știu de toate felurile de dansuri. Și exact în ce domeniu se dansează, cum se dansează, pot să particip și eu la dans. Eu știu că ești cunoscut mai ales printre cei în vârstă, să spunem, 50, 60, 70 de ani. Recent totuși lumea a aflat de tine și din alt punct de vedere. Ai avut o colaborare surprinzătoare cu DJ Calu. Cum a fost să auzi vocea primat remixată, Reten, Ozuisente și Reten? Cum a fost colaborarea asta? De unde a pornit? Păi m-a surprins și pe mine acel videoclip, în sensul că în vară formația de dansuri populare maghiare Buitcoș din Dumbrăvița a fost solicitat pentru un interviu, un proiect comun între Teatrul German din Timișoara și o formație din Germania. Ei au venit la Dumbrăvița și căutau o persoană care poate să povestească despre obiceiurile din trecut și obiceiurile păstrate până în zilele noastre sau pur și simplu ce se mai poartă astăzi. Mm-hmm. Și atunci am participat la acel interviu, unde, printre altele, le-am povestit de nunți, de balul strugurilor, de toate obiceiurile păstrate și făcute la noi în Dumbrăvița, după care m-au rugat să cânt câteva cântece populare și atunci am cântat și mi-au zis că s-ar putea să se facă un mixaj pe ele din cauza
încercând o combinație între obiceiurile vechi și lumea modernă, să facă o punte. Nu prea am înțeles eu cum o să fie, dar eu sper că a ieșit bine și place la lume. Da, într-adevăr e o colaborare interesantă. Ce reacție ai primit de la amici, de la cei care ți-au spus că te-am auzit pe YouTube? Da, majoritatea oamenilor au apreciat producția, nici nu știu cum să zic, videoclipul. Da. Dar am primit și câteva critici, dar să știți că criticile tot timpul sunt constructive, din care omul trage partea bună. Unde a fost filmat mai exact videoclipul sau, mă rog, imaginile care ulterior au fost mixate atât cu DJ Khan? Imaginile au fost filmate la sala de repetiție a formației Butcoș, unde repetă ei. A mers foarte bine cu cum ai fost tu îmbrăcat, cu pălinca din mână? Păi un minim m-am pregătit, că am întrebat și am spus, da, dacă aveți port popular, ar fi ok să luați acel port, că povestiți despre obiceiuri. Și atunci, fiind și acel aranjament în spate ca o casă tradițională, a fost ok. Ai amintit că ai venit în Dumbrăvița din Secuime. Dacă știu bine, atunci Dumbrăvița a avut un val mare prin anii 50-60, când au venit foarte mulți din acea zonă. Voi ați venit puțin mai târziu sau cum a fost? Cum îți amintești, de fapt, Dumbrăvița atunci când ai fost copil și ai luat... Care sunt primele amintiri, practic? Deci, ajungând la școală, că acum amintiri din grădiniță sunt mai... puține. Da, dar din școală, eu știu, noi am fost 15 copii în clasă, 7 fete și 7 băieți, din care, eu știu, o mare parte erau veniți din Secuime. Erau și din Dumbrăvița și din zona Banatului născuți, dar mulți. Cei din Senteș, deja majoritatea lor au plecat înapoi prin anii 20-30, cum ți-e minte? Pentru că localitatea Uisenteș, Dumbrăvița, mă rog, Pădurea Verde, cum ce denumire am mai avut, a fost alcătuit... Coloniști aduși de la... Da, reformați din Senteș. Da. Ei când s-au întors până la urmă? Pentru că a fost un val în care au venit și după aia, cred că după pacea de la Trianon, unii s-au întors. S-au întors, dar... În anii 20? Și după, ori mai pleca mult și după Revoluție. După Revoluție. După Revoluție s-au mai... Inclusiv surorile mele, am două surori care toți s-au mutat tot în Budapesta. Considerând că acolo au găsit lucru mai ușor și un pic de trai mai ușor. Cum vezi maghiari din Dumbrăvița? Pentru că ești un vechi observator al fenomenului. Din păcate, ce am observat eu în ultimii 10 ani, să spun așa, că e destul de divizat. Acum, poate în ultimii ani, v-ați mai unit, pentru că erați destul de divizați, eu știu, în 3-4 facțiuni din diferite motive. Cum vezi, mai poate comunitatea maghiară din Dumbrăvița să coaguleze și să fie o adevărată comunitate? Păi, din observațiile mele, cel mai mult rău ne-a făcut pandemia. Într-adevăr? Din cauza că înainte comunitatea maghiară din Dumbrăvița avea o activitate culturală intensă. Da. Am reușit să repornim un ansamblu maghiar, am reușit să pornim o formație de gospodinele, spuneam noi, o formație de doamne care dansau. Atunci am repornit acel spectacol, mega spectacol, care a ajuns la Fărșang. Am înființat o formație de copii de dansuri de societate, care
activa destul de binișor și erau foarte multe activități culturale unde ne puteam întâlni și socializa și să menținem. Să presupunem că pandemia va lua sfârșit cândva în viitorul apropiat, cât de ușor veți putea relansa aceste activități? Sau deja unii și-au luat gândul să se mai reactiveze? Da. În primul și în primul rând, abia așteptăm să putem reporni. Consider că va fi o repornire nu grea, foarte grea, din cauza că mulți și-au găsit alte ocupații. Pensionarii sau cum să zic, mai vârstnicii care erau în formație au ajuns la o vârstă care poate le e mai greu să iasă din casă, dar totuși îs dornici să repunem pe picioare viața culturală și viața de zi de zi a comunității maghiare în Dumbrăvița. Haideți să luăm pe rând. Suntem în luna februarie. Ani de zile, februarie însemna Fărșang în Dumbrăvița. A crescut fenomenul incredibil de mult, pentru că la început, dacă nu mă înșel, ați făcut primele spectacole în sala de lângă Biserica Catolică. Biserica Catolică, da. Apoi a devenit prea strântă locație și v-ați mutat în Căminul Cultural între timp, care a fost retrocedat și, mă rog, demolat. Da, dar înainte de demolare și Căminul Cultural a fost micuț la un moment dat. Da, da, a devenit. Și atunci s-a mutat spectacolul la sala polivalentă, unde într-adevăr putem să spunem că a ajuns spectacolul la undeva la 300-400, poate chiar 500 de oameni care cred că au fost veneau la spectacol, da. Și nu veneau numai din Dumbrăvița, veneau prietenii și cunoștințele noastre de peste tot, inclusiv din județul Arad veneau, și după care se rămânea la bal și se distra până dimineață și erau momente plăcute. Fărșangul a fost pentru comunitatea maghiară din Dumbrăvița și nu numai, până la urmă, pentru că și comunitatea română a apreciat, ați avut traducere simultană, dar și în cadrul spectacolului au fost prezenți și etnicii români. Haideți să vorbim puțin de Fărșang. Doi ani la rând nu s-a ținut, anul trecut și anul acesta va reveni. Că anul viitor, ce speranțe aveți? Și anul acesta am sperat că poate s-o putea organiza. Ne-am gândit și în varianta unui spectacol de divertisment undeva mai în august, mai în septembrie, dar problema se pune majoritatea oamenilor vara. Sunt plecați în concedii. Așa e. Atât cei care urcă pe scenă, ca și cei care văd spectacolul sau vin la spectacol. Atunci încă ceva. Ianuarie. În general, luna ianuarie e considerată o lună mai lejeră, în sensul că au trecut sărbătorile, planul prea mare încă n-au în ianuarie oamenii și puteam aduce lumea la repetiții. Spectacolul în general de Fărșang, majoritatea participanților care urcau pe scenă și alegeau piesele, își alegeau cântecele, își alegeau momentele cu luni înainte, și în luna ianuarie atunci totul se concretiza. Se făcea o prezentare, după care începeau repetițiile. Și la final se făcea o repetiție finală unde se lega programul cap-coadă. Dar acel spectacol, dacă bine știți că ați fost de multe ori la filmare, era un program de cel puțin 4 ore. Deci era un mega spectacol cu mulți participanți, lumea se distra
era super ok. Da, într-adevăr a fost un moment important pentru viața culturală din Dumbrăvița, care, să sperăm, temporar absentează, dar va reveni. Ai fost timp de 12 ani aproximativ șeful culturii, să spun așa, din Dumbrăvița, referent cultural, director, cum vrei să te numim. Ai avut grijă de formațiile de dans maghiare, române și nu numai, de activitatea culturală în ansamblu. Ce mai fac cei de la dansuri, de la Dumbrăvițeana, de la Butcoș, mai au o minimă activitate? Să nu uităm de copii, cu dansurile de societate. Societate, ROUS, da, gospodinele, dansurile moderne. Da. Cum? Safe Curuac. Oh, deci, într-adevăr, sunt chiar mai multe, am și uitat de Safe Curuac și de... Da, pentru că ei au avut o activitate așa, mai mergeați mai mult de în localitățile înfrățite, da, din Serbia și Ungaria, și acolo ați închegat o colaborare foarte strânsă. Din păcate, cred că și acolo mergeți mai rar în ultimul timp. Fărșangul ne dădea posibilitatea să ne revanșăm de localitățile înfrățite tot anul. La orice evenimente am participat, la localitățile înfrățite, luând în Ungaria, de la Sente, Sandor, Falvo, Balaștio, în Serbia, Zitiște, Torda, unde mergeam destul de des. Fărșangul ne dădea posibilitatea să invităm și noi să ne revanșăm pentru ospitalitatea lor. Acel lucru ne asigura o colaborare foarte strânsă cu localitățile înfrățite. Din păcate, pandemia a întrerupt aceste legături, momentan sperăm. Foarte multe invitații au mai venit pentru formațiile locale, dar nu s-a putut onora prezența la spectacol din cauza pandemiei și din cauza asta... Mai ales cu Serbia sunt încă vigoare niște reguli destul de stricte. Da, da. Deja și anul ăsta, pe 15 ianuarie, am avut invitație să mergem. O sunat domnul primar din Torda, o trimis invitație, dar o sunat nu știu de câte ori. Haideți, dragilor, nu puteți cumva, numai pentru 24 de ore, nu 24 de ore, 12 ore, nu 12 ore, haideți măcar la spectacol și după spectacol mereți înapoi să nu fie problemă, da? Nu, din păcate, nu. Da, trebuie testare, dacă nu mă înșel. E mai complicat cu Serbia, când cu Ungaria e relativ mult mai simplu. Dumbrăvițeana a avut o activitate mai scurtă, să spun, adică înființată mai târziu, dar destul de cu multe reușite. În ce situație știi că e, chiar dacă nu te ocupi moment, da, țin legătura cu era foștii, acea, doamnă Creten, Veronica. Da, și nu, mă refer la faptul că participați la evenimente importante și cu ei, Lada cu Zestră, a CJ-ului. Da, și cu formația Butcoș, da, ansamblu maghiar, și cu ansamblu Dumbrăvițeana, participam atât pe plan județean cât în țară, cât și în festivaluri internaționale, unde reprezentam Dumbrăvița, România, spectacole. Din păcate, și pandemiei, și situației actuale a Dumbrăviței, nu s-o mai dorit să mergem pe această linie și, din păcate, formațiile, neavând susținere și financiară, că acei instructori erau plătiți cu ora, nu s-o mai putut duce mai departe acea activitate. Hai să luăm pe rând.
Ce trebuie pentru o formație ca să existe și să aibă o activitate normală? Sală de repetiții, instructor, bani pentru deplasări, bani pentru costume. Ce mai trebuie? În primul și în primul rând, cel mai important lucru este acea sală de repetiții. Da. Al doilea punct foarte important este asigurarea de finanțare, de mentenanță pentru spectacole. Deci acel copil, dacă depune efort să învețe dansuri și nu mai repetă și nu mai repetă și nu are ocazia să și prezinte, atunci toată treaba este pe jumate numai. Îl descurajează? Da. Și nu o să mai... Chiar din cauza asta, foarte mulți copii și adulți au prins plăcere pentru spectacole, în sensul că îi puneam acolo în rândul 2, cu mici greșeli, dar se simțeau importanți, băgați în seamă și atunci se dezvolta. Deci, a fost Lada cu Zestre, eu mi-amintesc, de la San Andrei, unde din Dumbrăvița au urcat pe scenă din partea Dumbrăviței 120 de persoane, de la grădiniță la adulți. Deci 120 de persoane în 4 sau 5 formații. Unii au prezentat dansuri populare, alții au recitat în Grai Bănățean, alții au cântat, alții au participat cu produse culinare. Era concurs de din asta preparate culinare prin tradiționale. Și efectiv am ajuns, abia așteptam acele spectacole, copilașii să urce pe scenă cu adulții, dar și bunicii, bunicuțele participau cu mâncăruri, cu foarte, foarte fain a fost. Revenind puțin la cele parteneriate cu comunele și orașele din Ungaria și Serbia, cum vezi colaborarea cu ei? Pentru că de multe ori primăria Dumbrăvița a avut proiecte transfrontaliere prin care, eu știu, chiar de asfaltări, chiar de canalizare, de diferite tipuri de proiecte, dar de multe ori voi pe partea culturală ați menținut legătura, să spun așa, și atunci când primăriile, să spun așa, nu au mai colaborat atât de strâns. Cum e? Ce prietenii ați legat cu cei din Torda, din Sente și nu numai? Că, pentru că și Șandorfolva ați avut cu adevărat prietenii și așa s-a născut, dacă nu mă înșel, și festivalul culinar de la noi. Da, festivalul Tocăniței. Ideea am luat-o de la Senteș, de la festivalul pe românește se zice festivalul Ghiveciului. Da. Leceu Festival. Festival foarte mare. Da, și am încercat să adaptăm și noi un festival pentru Dumbrăvița care să fie, să aibă priză și la lume, da, să fie de mai multe etnii. Festivalul Tocăniței. Sigur. Se poate face și tocăniță ungurească și tocăniță românească și tocăniță sărbească și era o denumire multietnică. Așa. Nu atât de mult era 100% tradițional ce băgai în ceaun. Da. 100% tradițional era acea prietenie care se lega acolo. Unii găteau pui, alții găteau porc, alții făceau tocăniță de ciuperci, alții te miri ce găteau. Era o jurizare ca să hotărâm totuși cineva trebuia, dar încercam jurizarea să facem din fiecare formație, din fiecare țară era ales un membru și se
Da, deci Orițarea, într-adevăr, aici la Festivalul Tocăniței era foarte provocatoare, pentru că foarte mulți dintre participanți nu făceau tocmai tocăniță, făceau mai mult un gulaș, făceau un păpricaș. Exact asta spunea, da. Și cei din juriu totuși se uitau ce înseamnă tocăniță. Și atunci, de multe ori s-a întâmplat ca un gulaș foarte bun să nu primească locul întâi pentru că nu era tocăniță. Da. Și premiile erau mai mult simbolice. Sigur. Și cât de cât s-a evitat o jurizare foarte strictă, ca să nu se, să nu se întâmple supărări din partea unora sau altora. Dar eu consider că a fost un eveniment foarte apreciat în Dumbrăvița, luând în considerare câtă lume participa. Deci s-au ajuns la un moment dat, erau peste 30 de ceaune care găteau. Și lume cât suporta strada. Foarte multă lume. Vineau și din Timișoara, și din localitățile învecinate cu Dumbrăvița. Muzică, petrecere. Unde e mâncare, muzică și petrecere, toată lumea se simțea bine. Ai mai participat cu colegii din Dumbrăvița la mai multe festivaluri din Serbia și Ungaria? Spune-ne câteva care ți-a plăcut cel mai mult, pentru că dacă nu mă înșel, atunci ai participat activ și ai și câștigat premii la rândul tău. Cea mai renumită sau mai plăcută participare a fost la Sándor Folyó, da. La festivalul de Ignat, de tăiatul porcului. Da. Tot acum în sezonul ăsta. Da, 2 ani la rând am participat numai ca să ne dăm, da, acolo jurizarea s-a făcut mai strict. 2 ani ne-au luat echipei până am învățat și am citit regulamentul. Nu, ce îi place juriului. Oh, ok. Și al 3-lea an ați mers după gustul juriului. Da. Am pregătit foarte multe produse, inclusiv casă ciolan. Fript, după ce topești jumerile în acea untură, am făcut un ciolan ușor fiert înainte în cazan și fript în untură. Noroc că am luat prânzul înainte. Cârnați și tot felul de lucruri și da. Am luat premiul special al juriului atunci a Dumbrăvița. Da. Atunci au mai fost un festival, noi zicem, festivalul cucuruzului, unde... Din Torda. Din Torda, unde dimineața începea un... îmbarcarea în tractoare, în căruțe, pleca lumea la câmp, fiecare echipă formată primea 4-5 rânduri de porumb, se culegea porumbul, se tăia tuleii, cum se făcea pe timpuri, se făceau grămezi, inclusiv se juriza tăiatul tuleilor, cât de înalt tai, cum le snopi, cum îi așezi, cât de repede ai făcut, după care se ținea o fiecare formație, fiecare echipă ținea un mic dejun și se juriza ce era pe masă, tradițional. Și foarte glumeț a fost juriul primul an, a zis super mese, bravo Dumbrăvița, bravo nu știu care. Am văzut tradițional, slănină, ceapă, brânză, dar ceapă nu mânca nimeni. Deci era pe masă, tradițional făcut, dar ei, singura treabă ce s-au legat cafeaua, am băut-o din pahare de unică folosință. Da, deci nu și, da, și atunci, în următorul an, am dus pahare mici de pământ din alea ceramică. Și atunci am luat iară un loc. La Leciu, la Ghiveci, ați avut succes, pentru că acolo sunt sute de echipe participante. La Leciu n-am fost ca și concurenț, da. Acolo am fost mai mult la degustare. La degustare. Dar acolo câteva sute de ceaune erau. Foarte, foarte mare festivalul. A mai fost un festival tot în Torda, festivalul păpricașului de cocoș. O mâncare... Un bograș de cocoș, un ceaun de cocoș. Exclusiv din carne de cocoș. Exclusiv din cocoș. Uh-huh. Nu știu. Eu am mâncat multe. Are un gust mai departe. Da, da.
și acolo iar am luat un premiu special, pentru că la jurizare, când a venit juriu, am încercat toate produsele să le prezentăm pe grai, adică la cartofi, să zicem, i-am zis pe ciuci, la, eu știu, tăiței sau macarone sau ce s-a băgat, am zis tărhană sau, și le-a plăcut modul de prezentare. Și eu cred că și dacă nu era chiar așa bun mâncarea, era cu aspect și prezentarea, ne-a dat premiul special al juriului. Dacă ar fi după tine, ce festival gastronomic ai mai făcea în Dumbrăvița? Ce idei le dai celor din administrație, dacă ar fi să includă în calendarul cultural? Cultural. Luând în considerare că pandemia o trece, ori se poate relua, regândită și relua acel festival de tocăniță, ori eu știu, ne-am tot gândit. Odată dacă organizez ceva și iasă binișor sau are priză la lume, când te gândești, tot aia ți apare în minte sau ceva de genul acela. Localitățile înfrățite mai organizau festivalul clătitelor, unde fiecare făcea câte o clătituță, umplea cu gem, cu chiar de Sente, știu, de Recheceazul, se face un festival mare. Da, în Serbia a mers la Hetin. Aici, lângă graniță. Da, lângă graniță. A mers an de an acolo și acolo am luat premiul special de mâncat cele mai multe clătite. Ați reușit. Da. Am avut o echipă splendidă și aveau priză la orice. Și sunt multe, și la acel festival de clătite, erau multe jocuri unde lumea se distra. Se lua o clătită, două tigăi, și atunci echipele trebuiau să arunce la o anumită distanță clătita la celălalt să-l prindă. Sau cine aruncă clătita cel mai înalt. Sau multe, multe lucruri care și avea priză la lume, se distra lumea. După care o țară muzică, o țară distracție și... Ioșco, ești chemat de multe ori să faci un bograci, un ceaun. De când ai apucat să gătești în ceaun? Pentru că e altceva totuși, să gătești în ceaun la lemne, la gaz, decât acasă pe aragaz. Când ai început să gătești la ceaun? Păi atracția pentru gătit, deci nunțile în Dumbrăvița se țineau la cămin și acolo găteau. În spatele terenului, în sălii, era o streașină unde aveau instalate cazane. Cum era fiecare sat, pe la urmă? Era, da. Într-un cazan mare se făcea ciorba, supa și două, trei... Cu tăiței... Acei tăiței renumiți erau în Dumbrăvița. Cigătesto, nu? Cigătesto, melcișori, făcuți de gospodine, cu o săptămână, două, trei înainte se adunau, seara le făceau. Și în două, trei ceaune se pregătea, era tradițional acel bocraș de oaie, de batal, de... Păpricaș sau cum ceaunul, bocraciul, deci era un cazan de carne și separat se fierbeau cartofii. Și când se servea pe două platouri, fiecare punea înainte cartofi. Cartofii... Deci în Dumbrăvița se făcea oaie. Da, pentru că diferea de la sat la sat. Da. Unii făceau mai mult de pui, alții de porc. În Dumbrăvița se făceau de oaie și cu trecerea timpului s-au trecut și la acel păpricaș de porc, s-au trecut la mâncăruri gătite, mai sarmale. Sarmale au fost și înainte, dar bograciul era sfânt. Sau bograci de vițel se mai făcea, dar majoritatea unților făceau bograci de oaie. Fiind copil, mă atrăgea focul, mă atrăgea să văd ce se face, cum se face. Acel bograci nu se amestecă cu lingura. E o mișcare specială, cum întorci carnea în ceaun, cum nu se pune făcăleță în el, nu se umblă, nu se amestecă, să sfărâm carnea, nu.
Și eram atent și vrând nevrând am văzut. După care am încercat și... La ce vârstă ai încercat primul tău bograci? Nu mai știu, dar oricum eram la școală, la liceu cred că eram. Cred că da, am făcut odată cu clasa o ieșire și acolo am încercat noi primul ceaut. Soc am prins jos, da? Dar a fost ceva. Da, e mai greu să stăpânești focul dacă nu ești atent, nu? Da, da, deci este mai greuț, se face foc mic până pornește, dar odată pornindu-se, acea mișcare interesantă a ceaunului mișcă tot din ceaun și atunci, odată fiind în clocot, nu se mai prinde jos. Aha. Se prinde iar jos după ce adaugi condimentele, de aia boiaua. În Bograd se bargă mai la final din cauza că boiaua se depune și se prinde repede de marginea de ceunului, îi dă un gust amar. Sunt lucruri care unii știu, alții nu. Într-o vreme, aproape la fiecare eveniment din Dumbrăvița, erai chemat să faci un bograci, făceai multe într-un an, dar cred că erai chemat și în Timișoara sau în alte sate, da, să mergeam, să faci. Mergeam foarte mult. Când ai stăpânit atât de bine încât aveai deja curajul să gătești pentru altcineva, pentru că îți trebuie o anumită constanță ca să garantezi, pentru că cineva ți-a gustat bograciu undeva și a zis hai că te chem și pe tine, dar trebuie să aduci aceeași calitate, da, cum l-ai făcut atunci. Păi curajul pentru a găti și la evenimente mai mari, la anunț, la, de exemplu, la sala polivalentă când erau concursuri de tenis de masă, găteam poate pentru 200 de persoane. Așa e. Am prins-o după ce am participat câțiva ani la rând la acel festival la Dacuzestre, unde fiecare localitate își prezenta un fel de mâncare. Și atunci, an de an, nu puteai să mergi cu același preparat. Într-un an am încercat bograciu, într-un an am încercat boab guiaș, fasole cu ciolan, într-un an am încercat sarmale, într-un an am încercat varză călită cu carne, cu oase, cu coaste, cu tot felul de mâncăruri aproape de tradiția, bucătăria tradițională. Ai o specialitate? Da, sunt tâmplar. Știu, am vrut să ajung și aici la tâmplărie, pentru că când te-am prezentat, am zis de dansul popular, ai fost un fel de instructor, pentru că chiar dacă nu te ocupi în permanență de chestia asta, dar putem să spunem că ești instructor, ești maestru de ceremonii la nunți, apicultor, o să vorbim puțin și despre asta, dar la bază ești tâmplar, dar tâmplarii de obicei, să spun așa, nu că nu sunt apreciați, dar de obicei sunt puțin huliți, pentru că tot timpul ori întârzie foarte mult, ori fac altfel decât ar fi vrut, ori fac... ce experiență ai avut, da, cu tâmplăria? Pentru că eu n-am auzit pe cineva să fie mulțumit 100% de un tâmplar. Ori îl face cu întârziere comandă, ori l-a făcut altfel, ceva tot timpul îi... cu ei. Cum e? Aici ne pot să adaug și ceva, să zic așa, glumeț, o glumă lângă el. Păi tot timpul promiți, dar dacă nu-i destul de uscată scândura, trebuie să aștepți până se uscă. Corect, corect, da, da, da. Din 84 am lucrat în domeniul tâmplăriei, terminând școala profesională ca tâmplar. Da. Am lucrat la mobila Banatului până în 89, din 89 până în 93 am lucrat la o altă cooperativă și din 93 am deschis o mic atelier de tâmplărie în Dumbrăvița. Inițial am pornit pe prelucrarea lemnului, în sensul că cumpăram cherestea și făceam mic mobilier, mai puțin uși, ferestre, deci binale n-am făcut. Mic mobilier, lambriuri, podele,
terase, acoperișuri care necesitau prelucrarea lemnului, a scândurii, a grinzilor. După care a venit acel val de... Am început să lucrăm cu... PVC-ul. Nu, am început să lucrăm cu panel furnirui de la DETA. Se putea obține material foarte bun, panel, care era un material foarte bun pentru mobilă, de la DETA, și atunci... Era și o echipă de fotbal, furnilor DETA. Da, da, da. Ani la rând, cred că vreo 3 ani, 4 ani, am făcut multă mobilă de bucătărie, de sufragerie, dormitoare, din panel. Furniruit, lăcuit, mai puțin luci, oglindă, deci nu le lustruiam, mate. Majoritatea furnilor le lucram lăcuit, semiluciu sau mat. De ce ai renunțat la tâmpărie? Sau ai din cauza că s-a închis DETA, s-a oprit. Da? Da, nu mai produs. Materia primă? Da, materia primă și încă ceva. Au intrat acele materiale imitație de lemn melaminate care se aduceau din străinătate. Și masa asta cred că e... Era un proces mult mai ușor de lucru, nu mai trebuiau lăcuite, nu mai trebuiau șlefuite. Efectiv, noi panelul când îl cumpăram de la DETA trebuia șlefuit, acel furnir care era aplicat pe el, finisat, lipit canturi, lăcuit, era procesul mult mai mare. Eu mi-amintesc când au apărut materialele astea mai de melaminată, numai pe canturi mai lipeam furnir cu prelandez. E o procedură întreagă care dura. După aia au venit acele margini cu călcătorul care le lipiai, după care acum este acea mașină care aplică canta ABS și merge mult mai repede. Da, am ajuns... Dar mă gândesc că pentru albine tu faci... Da, da, stupii, da. Da, măcar ajuns, să păstrezi ajuns, mâna, da, nu? A ajuns, și acum e gluma, deci a ajuns acel moment când am promis foarte multe lucruri și am zis decât să rămân de serios, mai bine mă las. Corect. Cum stai cu albinele, cu mierea? Albinele au pornit dintr-un hobby. Într-un pom am găsit un roi. Și am sunat un prieten să vină să-l coboare, să-l ia jos de acolo. Și el a zis, mă, n-am timp, dă-le tu jos, îți explic eu cum și adă-mi-le. Și când s-a trezit cu mine în poartă cu albinele, a zis, știi ce, ești numai bun de stupar. Și atunci am început. S-a zis mai din glumă sau s-a zis serios? Mi-a zis în serios, da. Știind că stâmplar, a zis, te duci acasă, faci o cutie așa, așa, așa. Și pui acolo. Mâine zi-a venit să vadă cutia. Acum, cine știe apicultură, este stup pe pat cald și pat rece. E, cum e poziționat rama în el. Dar el nu mi-a explicat exact cum să fac. Eu l-am făcut pe pat rece. Și-a zis, nu-i bun, trebuia pe pat cald. Dar el anume a spus să vadă dacă am cur albinele după 2-3 zile după ce le pui în stup din roi, își ia în proprietate noua locație și îți puțin mai înrăite din cauza că puțin mai agresive. El știa faptul ăsta și a zis, măi, n-ai făcut bine cutia, invers trebuia să-l faci. Ia să faci alta și mută-le dincolo. Și am supraviețuit. Și atunci mi-au mai dat... Adică în sensul că e greu de mutat. Da, îți puțin mai răi. Dar el anume a zis, măi, dacă supraviețuiești, ești bun de stupar. Și ea că am 18 ani de când hobby-ul ăsta e o plăcere care... De care miere faci? În general, polifloră. Sunt într-o zonă unde este și puțin salcâm și păducel și chiar într-un an am avut, este și acum, lavandă. Și nefiind între stupi și plantația de lavandă, alte flori, albinele s-au dus direct la lavandă și acel an toată mierea era parfumată la lavandă. Am dat la cunoștință și de atunci toată lumea vrea miere de lavandă, dar între lavandă și mine într-un an îi rapiță, într-un an îi floare, într-un an alte scăieți și atunci toată mierea prinde gustul ce apare la albine în drum până la lavandă. Da, 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 nu, greu poți să reglezi. Nu fac pastorală cu ei. M-am pregătit cu ei, am fost într-un an, doi pastoral,
dar ca să faci pastoral, trebuie să stai cu ei acolo. Atunci ai cum trebuie. Corect. Hai să ne povestești și cum ai ajuns să fii maestru de ceremonii la nunți, pentru că e o îndeletnicire aparte, la fel cum ai spus, ai vorbit de curaj, și acolo se trebuie un curaj, să totuși să duci atmosfera până la urmă pentru sute de persoane, nu e puțin lucru. Maestru de ceremonii. Da, cineva din familie a avut nunta la copil. Uh-huh. Eu participasem la câteva spectacole unde ori am prezentat un monolog, ori am cântat, ori am participat la momente vesele. Și atunci mătușa mi-a zis, măi, tu mai ai vorbit așa, hai te rog, zici și tu două vorbe la nunta lui fiul meu. Și am zis, bine, gata, hai că merg. Ți-a plăcut provocarea? Da, da, eu m-am gândit că două vorbe înseamnă bună ziua, poftă mare, sau eu știu. Bine, cântec, joc și băie bună, gazdele, da, vă doresc poftă bună. Da. Dar cu o săptămână, două înainte de nuntă, mătușa a zis, hai să-ți dau textul. Textul? Da, zice, eu sunt niște poezioare care trebuie două, trei rânduri să înveți măcar din fiecare și acolo. Și atunci am învățat prima dată câteva rânduri și am participat la nuntă în limba maghiară. Nunta au decurs bine, m-a mai văzut cineva, au zis, wow, tu faci din astea, super, hai și la mine. Bine, vii, gata. Zice, dar vezi că am și trebuie bilingvă, deci și ceva texte românești să pregătești. Și atunci am plecat în zona Vințul de Jos, da, și acolo am găsit monografia localității Vințul de Jos, unde am gândit eu, dacă e monografie, trebuie să fie obiceiuri, tradiții, unde am găsit primele texte în românește. Da. Și de acolo am învățat acele texte, dar întoarse în grai bănățean, adică spuse, schimbate unele cuvinte care... Și atunci, învățând acele poezioare, am încercat să mă orientez, să traduc din ungurește în românește, altele ori mers, altele nu. Și interesându-mă, văzând alte nunți, am copiat, am învățat, am... Da, mă gândesc că era internetul, te-a ajutat, e mai ușor să te documentezi. Da, da, este și... Dar în momentul acela când am început eu, nu era chiar internet. Uh-huh. Erau acele filmări, începuseră filmările video la nunți. Uh-huh. Și mergeam să... Anii 90. Da, în anii 90. Și dacă aveam un prieten care a avut nunta și acolo eu am văzut ceva frumos la nuntă, îi ceream caseta și acasă o puneam cu încetinitorul și scrieam textele. Corect, corect. Păi așa, așa înveți și așa furi meserie până la urmă. Pentru că mă gândesc că te-ai inspirat și de la nunțile pe care ai participat ca invitat. Bineînțeles, bineînțeles. Și profitând de faptul că eram prieten cu muzicanții, undeva m-au promovat și muzicanții. Ei când preluau o nuntă, discret întrebau, bună ziua, bună ziua, venim, gata, ne-am înțeles. Nu vreți și un givăr să vă aducem? Știți, povestește și ungurește și românește și face atmosferă, știți, e altceva. Cum prinzi acolo limita? Să nu fii prea discret, dar să nu fii nici prea enervant, să spun așa, prea agasant, ca lumea să zică, hai, mai taci, că te-am auzit exact, destul. Da. Cum prinzi să fii... Acel moment care să știi când e limita. Da, exact, exact. De obicei, participând la multe nunți, înainte de pandemie, chiar lunar, una, două, trei, chiar patru nunți, din mai până în septembrie, octombrie, ajungi în acea atmosferă și îți dai seama când se dezlănțuie cheful de petrecerea omului. Deci, la aperitiv, la supă, după supă, te mai ascultă.
Dar când deja ajunge la o limită de petrecere și tu oprești și mai vrei să spui ceva, efectiv îi tai elanul. Uh-huh, uh-huh. Deja îl simți. Și dacă înțelegerea cu nunta și cu Mirel și Mireasa este prezentăm aia, eu când ajung la o limită și simt că e acolo unde lumea petrece, atunci efectiv și curge la, mai departe nunta. Și la glume? Glumele uneori sunt mai acolo, cu picante, cu temă da. Erotică, cum acolo, acolo cum prinzi? Prin glumă încerc să temporez. Acel obicei de a face striptease, mirele și tot timpul inventez o frază, pun ceva acolo, sunt și pățit, că a fost o zis gata, mirele se oprește, continui dumneata. Auleu, păi eu mă doare piciorul, știi că sunt cam handicapat de un picior și cum să nu le am cu mișcările și dacă mă învâr de două ori mi se blochează spatele și lumea a luat-o în glumă și pac, am oprit direcția deja care era. Chiar cum stai cu sănătatea, ai avut ceva ani, o accidentare, cum ai pățit-o? Da, acum 5 ani am ajuns acasă și mai aveam jumate de oră, o oră liber ca să până plec la repetiții și un vrej de vie să urca pe cireș. Am luat o scăriță, m-am urcat după aia. Te-a deranjat. Da, și când am tras de ea, scărița o picat înapoi și am picat cu coloana pe un gărduleț și 3 luni de zile n-am putut dansa, n-am putut nimic din cauza că am stat în corset. Dar Doamne, mulțumesc Dumnezeu, mi-e bine. Cu virusul l-ai triblat? Da, virusul, da, nu știu eu pe el sau el pe mine din cauza că în domeniul apiculturii sunt foarte multe produse care îți dă imunitate mai, îți întrește imunitatea. Nu neapărat te protejează de acel virus, dar sunt produsele apicole cum e polenul, cum e propolisul, căpăceala. Dacă mierea cu scorțișoară, mierea cu lămâie, multe produse care puțin de tot dacă te ții de ele, îți întăresc imunitatea sau efectiv îți dă o punte mai ușoară de trecut peste boli, peste probleme. Așadar, virusul nu te-a atins, dar te-a atins altfel. Dansuri, pauză, nunți mai răruți. Cum e cu maestrul de ceremonii? Înainte erai chemat foarte des. În fiecare vară aveai, cred că cel puțin 10 nunți, dacă nu mai multe. Da, da. Anul trecut? Anul trecut, din păcate, numai 2 nunți am avut. Am avut multe nunți preluate, dar toate s-au reprogramat sau s-au anulat și atunci automat n-avea niciun rost să vorbesc de unul singur pe acolo. Da. Și anul acesta sunt perspective să... Da, anul ăsta am, cred că, 2 reprogramate. Mm-hmm. Reprogramate de anul trecut. Anul trecut am avut 2 nunți în aer liber, cu puțină lume. Într-un loc erau, cred că, 40 de persoane și într-un loc erau vreo 70 de persoane. S-au ținut nunta în liber, în aer liber, consider că acel maestru de ceremonii are mai mare efect pe sală. Contează? Da. Din cauza că în aer liber, în primul rând, se pierde sonorul și lumea este mai degajată, mai decuplată. Așa, în sală, e puțin mai... Mare atenție pe mai atenție pe ce. Dar a fost ok, le-a plăcut. Mare accent se pune la givărit cerutul miresei. Când își ia mireasa, a rămas bun de la părinți. Astea, în multe nunți, mai nou, asta pune pe bază. La sală e mai lesnă, e mai șters, mai... Din cauza că v-am spus, ajunge lumea la sală, deja ai... mai ales acum în pandemie, atâta amar de timp omul nu s-a distrat, nu a dansat, nu a petrecut, nu-i mai prea arde să mergi tu acolo să-i spui jumătate de oră povești. Ce sentimente te-au
încărcat, să spun așa, când ai văzut că se demolează căminul cultural, pentru că pentru orice dumbrăvițean a fost un loc aparte. Mulți acolo au fost botezați, mă rog, petrecerea de botez sau de confirmare. De, la botez, confirmare, nuntă. Da, nuntă, desigur. Cum a fost pentru generația ta să vadă că acel cămin, așa cum a fost, a fost dărâmat și iată încă nu s-a construit nimic. Trebuie să spunem că noi, legat de primărie, a fost retrocedat și, da, nu știu, da, cineva ar fi vrut să facă acolo ceva, pensiune, da, să nu, da, mai știu, da, exact, și nu, nu contează. Din păcate, pentru generația mea și celor mai în vârstă, da, erau foarte legați sufletește de acea clădire, da, de acel cămin. Era foarte bine dacă măcar rămânea orice, numai să nu se dărâme. Efectiv, faptul că vedeai clădirea, da, era o stare așa... Îți dădea ceva, da, un sentiment. Da. Acum ne întâlnim la mici evenimente și în ne mai aducem aminte. Da. Îți mai amintești? Știi, în cămin, când înainte de bal, măi, înainte de bal s-a dărâmat peretele ăla către stradă. Și sala era panoramic deschisă, dar s-a rezolvat, s-a rezidit, s-a refăcut. Sau îți mai amintești scena acolo când, mă, îți amintești când s-a rupt scena acolo în față, te-a picat unul până la genunchi, gaură. Oricum, amintiri, multe, da, amintiri plăcute, cu baluri, cu botezuri, cu nunți, cu... Noul cămin cultural ai fost înăuntru? Da, am fost, din păcate... Nu prea ești mulțumit. Nu sunt mulțumit și în sensul că nu îl putem folosi. Uh-huh. Actualmente se folosesc pentru clase. Eu acum cu acustica nu le-am cu acustica să mă pronunț. Da, am înțeles că sunt probleme, nu... Da, dar eu aș zice, dacă acel cămin este mobilat, în sensul că într-o sală goală, eu vă spun din experiența de la dansuri, într-o sală, când intri singur, da, și faci o strigătură, vâjâie. Uh-huh. Adică e cu recul, e cu... Pe când dacă bagi 20-30 de oameni, da, și eu ca instructor strigam odată, altfel, da, da, se aude din cauza corpul uman mai prinde din acel... Acum nu știu să mă pronunț la cămin, din cauza că n-am avut ocazia, uh-huh, să-l încerc cu multă lume în el. Dar nu știu să zic. Dacă eram și știu sigur, sala polivalentă, au fost mici probleme, dar s-au putut regla din stație. Uh-huh. Deci... Și sala polivalentă nu a fost proiectată pentru spectacole, a fost corect, pentru activități sportive. Dar având spectacole... Era un pic de torsionare la sonor, erau niște efecte care, dar era important că l-aveam. Da. Ioșco, ai prins Dumbrăvița și cu 1500 de locuitori și acum aproape 30.000. Cum vezi totuși viața culturală? Cum va evolua? Pentru că administrația locală trebuie să aibă grijă ca să-i mulțumească și pe cei ca tine, care sunt aici din anii 50-60, dar și poate și să integreze cumva exact în viața comunității și cei care s-au mutat acum 3-5, da, ani. Cum vezi, ce evenimente ar trebui făcute, ce ar trebui menținute, cum vezi problema matematică asta și din punct de vedere al comunității maghiare, pentru că acolo puțin nu mi-ai răspuns total cum e cu maghiare din Dumbrăvița. Asta este o problemă destul de complexă. Complexă, da. Ca și organizarea vieții culturale în Dumbrăvița. E greu din faptul că Timișoara e prea aproape, să spun așa, din punctul ăsta nu, de vedere? Nu, sau nu. S-o
schimbat foarte mult locuitorii Dumbreviței, în sensul, au venit și lume de la sat, au venit și lume de la oraș, într-o oarecare măsură. De indiferite zone? Indiferent și de zone, da. Da. Și atunci ar trebui cumva căutat o cale de mijloc care să-i mulțumească. Adică să lăsăm și tradiția. Da. Și acel obicei, dar și să mergem pe modern. Nu neapărat concerte, nu un concert e modern. Concepția ca și cultură, ca și... Deci este și sculptură modernă și sculptură tradițională care face... Corect. Da. Este și dansuri populare și dansuri moderne, breakdance, eu știu ce, dansuri. Anul trecut ai participat la Zilele Dumbreviței? Sau ai avut nuntă? Nu mai știu. Exact, nuntă am avut. Ai avut nuntă. Exact, nuntă am avut. Maghiarii au ținut separat, dacă... Da, da. Știi... Pe scenă am fost cu ei. Da. Dar după spectacol am cântat cu Sepp Curuac. Da. Dar după ce am coborât de pe scenă am fugit la nuntă. Că am avut de la... Nu ți-a părut rău? Păi, a fost o atmosferă, da, foarte reușită. Da, n-am apucat să continu, să rămân cu ei mai departe. Am înțeles că a fost o întâlnire foarte reușită, s-au simțit foarte bine. Mi-a părut rău, dar de obicei nunțile le preluăm sau le cu, eu știu, jumate an, altădată și cu un an înainte sunt planificate. Și dacă odată ai spus un da, fair play este să-l faci sau măcar să duci algiver, să le propui, uite, eu îmi pare rău, nu pot veni, dar uite, vi-l propun pe respectivul și să garantezi pe acel respectiv că face treabă măcar ce se aștepta de la tine. Ce tradiții ai reînvia din anii 70, 80, 90, ceea ce eu știu astăzi nu mai e? În Dumbrăviță mă refer, desigur. Da. Pentru că ați avut și acel bal al strugurilor. Bal al strugurilor, care, da, treptat totuși a mai pierdut din, da, din importanță, sau l-ați făcut mult mai modern, n-ați mai făcut atât de, da, tradițional cum se făcea pe vremea balul sat. Tradițional, balul strugurilor o pierdut din interes sau din pentru faptul că acel cămin vechi care au fost, da, în pereți, roată, erau acele sisteme de cărlige pe care se făcea așa plasă, pe care se lega strugurii sus. Corect. Deci balul strugurilor însemna că erau struguri legați pe sus, ornamentați cu dovlecei, cu mâștiuleți de porumb, cu amenajat frumos. Și atunci acei copii care participau și tineret care participau la bal îmbrăcați în port popular, ei erau paznicii viei. Și era un arbitru sau era un la capătul sălii, copilul, dacă observa că tu ai furat o ciorchină de strugure, îl luai, te ducea la, să zicem, acel domn și acolo erai, plăteai preț simbolic, eu știu, un leu, doi, cinci lei, după cum era ciorchinele. Uh-huh. Și atunci, după un anumit timp, se dădea voie la cules strugurii, atunci nu se mai plăteau. Dar din lucrul ăsta făceau chestii haioase, legau un ciorchine foarte frumos de porumb, eu mi-amintesc că am... Și legam muștiule de porumb de el. Când luai ciorchina jos, pica și porumbul. Te deai un leu pe struguri și te deai 3 lei pe porumb. Te ofticai că o pica porumbul. Corect. Și făceam tot felul de glume, glumițe. Se ținea balul ciocoleții. Când în loc de struguri pe acea plasă se legau ciocoleți. Dulciuri, și furai o ciocolată, te prindea. Deci încercam
cât mai atractivă să fie acel bal, cu multe tombole. Tombolele nu erau de valoare, erau multișoare și atunci fiecare. Și dacă câștigai un balon sau câștigai un ciur de orice, lucruri minimale, dar se distra. Lușco, cum te vezi tu peste câțiva ani? Pentru că treptat, iată, ai avut accidentarea aia, ai dat semne că vrei să te retragi, măcar cel de la dans te-ai mai scuzat, de la alte activități. Cine ți-a locul până la urmă în Dumbrăvița, în organizare culturală? Pentru că tu ai fost un om care de multe ori nu te-ai uitat la timpul tău liber, la, nu știu, la bani și ai făcut multe activități. Multe activități benevol am făcut. Benevol, așa e. Mai sau voluntariat. Da, oamenii cum sunt acum? Mai fac așa pentru comunitate activități? Din fericire, mulțumită formațiilor, ansamblurilor existente în Dumbrăvița, da, copiii generației mele, deci al colegilor mei, au ajuns la acea fază când, apropo de virus, poți să te infectezi și de dans. Și ei au ajuns la faza aia când într-adevăr s-au infectat de boala dansului, de plăcerea pentru a dansa, de plăcerea de a urca pe scenă, de plăcerea de a prezenta ceva sau de a arăta la alții, de a iniția pe ceilalți, de a pur și simplu de a da mai departe. Și asta este un semn bun și sper că o să am ocazia să văd renăscând viața culturală în Dumbrăvița și fără ajutorul meu, sau măcar dintr-un colț privesc și mai dau din cap, wow, Doamne, ce fain a fost și ce bine că este. Eu știu că pentru final, în primul rând îți mulțumesc că ai revenit în studioul nostru, dar vreau să faci o mică surpriză pentru spectator, telespectator și să ne cânți ceva, poate ce ai cântat împreună cu Calu sau altceva, pentru că mi-a plăcut când ai prezentat acea piesă și ai spus că în folclorul maghiar, la multe cântece, se poate adapta zonei și atunci spui Uisente și Betiaro, Uisente și așa mai departe. Hai, pentru final să te auzim, pentru că am vorbit despre multe activități, dar despre vocea ta n-am vorbit și tu ai și o voce bună de cântat. Hai să te auzim. Păi sincer să fiu, eu nu prea am cântat individual așa sau... Pe mine m-a atras foarte mult dansul. Prin dans am cântat cu formația, cu echipa, cu asta. Dar o să încerc să cânt ceva. Tot un cântec care se adaptează localităților. Cândva cântam de fete. Și interesant este că se cântă, zice, fetele din Dumbrăvița. Așa sunt sau că ori pus o cloță și au ieșit 22 de pui, din toți 22 de pui, toți sunt cocoși. E un cântec din asta de... când cântă fetele de băieți și băieții de fete, se inversează. Se inversează, da. Mm-hmm. Zui sente și la nio cotlo tul tetec, cotlo ala horminț hotoiaș tetec, horminț hotoiaș bul ciochei cocoș les, o zici copon let, ui sente și la nio miles veletec. Iușco, mulțumesc încă o dată. Și te mai așteptăm pe la noi și așteptăm și să revii pe scenă, dansator, instructor, prezentator, vedem noi. Abia aștept și eu. Doamne ajută! Mulțumim! La vedere!